Să fie cu voi și cu Duhul tău. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iubiți credincioși care sunteți în legătură directă cu noi prin mijloacele de comunicare, televiziunea, radioul și internetul, suntem prezenți în seara aceasta pentru a continua catehezele despre Sfânta Liturghie. Dar ca întotdeauna creăm ambientul propice pentru meditație, pentru reflecție, pentru a primi cât mai bine cuvântul lui Dumnezeu și a-L lăsa să pătrundă în sufletele noastre și să aducă rod. De aceea, ca întotdeauna, cerem acum lumina și darurile Duhului Sfânt. Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David. Când în mine este Duhul Sfânt, sunt vesel ca David. Sunt vesel, sunt vesel, sunt vesel ca David. Sunt vesel, sunt vesel, sunt vesel ca David. Când în mine este Duhul Sfânt, mă rog ca și David. Când în mine este Duhul Sfânt, mă rog ca și David. Mă rog, mă rog, mă rog ca și David. Mă rog, mă rog, mă rog ca și David. Dumnezeule, care prin luminarea Duhului Sfânt ai învățat inimile credincioșilor tăi, dă-ne, te rugăm, ca în același Duh să cunoaștem cele drepte și să ne bucurăm totdeauna de mângâierea Lui. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți credincioși, suntem la a patra cateheză din timpul sfânt al Paștelui în care ne aflăm. Continuăm să trăim bucuria învierii Domnului și continuăm, luminați de Duhul Sfânt, să aprofundăm cunoștințele noastre despre tema pe care o dezbatem, și anume Sfânta Liturghie.
Suntem la a patra cateheză. Astăzi, partea secundară a cuvântului lui Dumnezeu, dacă spun secundară, nu înseamnă că e mai puțin importantă decât cea principală pe care am văzut-o în cateheza trecută. Partea principală a cuvântului, liturgiei cuvântului, o constituie prima lectură, psalmul responsorial, lectura a doua, Aleluia și Evanghelia. Aceasta e partea principală a liturgiei cuvântului. Partea secundară o constituie omilia sau predica, crezul și rugăciunea credincioșilor. Și cu aceasta vom vedea se încheie această primă parte principală a Sfintei Liturghii, numită Liturgia Cuvântului. Și vom trece după aceea la partea a doua principală a liturgiei, care se va desfășura nu de la pupitru, ci de la masa de jertfă, la altar, liturgia eucharistică. Titlul catehezei de astăzi este acesta, Liturgia Cuvântului, hrana vieții, a credinței și a rugăciunii. Cele două părți principale ale Sfintei Liturghii au fost precedate și de fiecare dată, la fiecare Sfântă Liturghie, sunt precedate de așa numitele rituri introductive. Pe acestea le-am văzut în primele două cateheze. Suntem acum, așadar, la prima parte, la partea a doua a liturgiei cuvântului și vă voi vorbi astăzi despre omilie sau predică, despre crezul pe care îl recităm îndată după omilie și rugăciunea credincioșilor. Le luăm la rând. Dar mai întâi mergem cu gândul la ceea ce spunea Sfântul Augustin. Cei mai mulți cunosc aceste cuvinte rostite de Sfântul Augustin, le-au auzit de atâtea ori în diferite predici. Sfântul Augustin, care a avut o experiență tristă în anii adolescenței și tinereții sale, dar după convertire avea să scrie lucruri rămase ca o comoară în istoria bisericii. Sfântul Augustin a fost un om foarte deștept, foarte capabil. Dumnezeu, în urma rugăciunilor mamei sale Monica, i-a dat harul convertirii și avea să spună el, știind, convins că Dumnezeu este iubire, prea târziu te-am cunoscut, Doamne, care ești iubire. Dar și după ce l-a cunoscut, a avut o experiență de credință pe care a lăsat-o scrisă în cărțile sale și vă spuneam cuvintele pe care le-am auzit de atâtea ori. Ne-ai creat pentru Tine, Doamne, și neliniștită este inima noastră până se va odihni în Tine. De unde provin neliniștele acestea ale vieții? Sfântul Augustin a făcut experiența aceasta tristă, neliniștele. În fiecare dintre noi este acea foame de adevăr. Foame de libertate, foame de dreptate, foame de iubire. Toate aceste dorințe din noi vorbesc despre foamea noastră de fond,
după iubirea veșnică a lui Hristos. Cine este Hristos? Iubirea personificată, vizibilă, a Dumnezeului nevăzut. Pentru că pe Iisus l-au văzut oamenii, l-au ascultat, au rămas fascinați de învățătura și de exemplul extraordinar al vieții sale. Prin liturgia cuvântului Dumnezeu vine, ca să spun așa, în întâmpinarea foamei de iubire și ne dăruiește hrana cuvântului Său ca să ne potolească această foame. Așa că după ce l-am ascultat pe Dumnezeu în prima parte a liturgiei cuvântului, lecturile, psalmul responsorial, iată, trecem acum concret la partea a doua a liturgiei cuvântului, văzând sau meditând asupra a ceea ce înseamnă omilia, predica, după citire, după citirile de la Sfânta Liturghie și, cum spuneam, apoi crezul și rugăciunea credincioșilor. Le luăm la rând. Mai întâi despre omilie. Omilie, noi spunem predică, numai că omilia se referă concret la meditarea, explicarea, aprofundarea textelor biblice care au fost citite. De regulă, când spunem predică, ne putem gândi și la alte subiecte care nu sunt în legătură directă cu textele. Dar eu spun și una și alta, ca să înțelegeți, această parte a doua a liturgiei cuvântului, omilia sau predica. Ca să înțelegem mai bine importanța ei la Sfânta Liturghie, să ne gândim un pic la omilia pe care a făcut-o Iisus la Nazaret. O singură dată ne este prezentat în Evanghelie Iisus Hristos în postura aceluia care proclamă Scriptura și apoi o comentează, adică face omilia. Și asta s-a întâmplat în localitatea sa de Baștină, la Nazaret, unde și-a trăit copilăria și tinerețea lui. Când a ajuns la vârsta la care îi permitea legea, legea lui Moise, intrând în sinagogă, i s-a dat să citească din Sfânta Scriptură. Nu avea formă de carte, cum v-am arătat în catecheza trecută, era un sul pe care îl desfăcea cel care avea dreptul să citească în adunare, la sinagogă, și citea de acolo. Apoi închidea sulul, îl așeza și făcea omilia. Și am spus o singură dată, Iisus ne este prezentat în Evanghelie făcând acest lucru, citind din Scriptură, din Vechiul Testament, și comentând textul. Spune evanghelistul că i s-a dat să citească din cartea prorocului Isaia, capitolul 61, versetul 1 și următoarele, unde se spune așa: Duhul Domnului este asupra mea, pentru aceasta m-a uns să duc săracilor vestea cea bună și așa mai departe. Când a terminat de citit, spune evanghelistul, Iisus a închis sulul cărții și, iarăși un lucru important, s-a așezat, că așa vorbeau în sinagogă. Așa cum atunci când ne adunăm noi și vrem să, la lecția divină, spre exemplu, toți stau așezați, inclusiv cel care coordonează, care conduce. S-a așezat Iisus și a început omilia, comentariu asupra textului pe care l-a citit. Și toți îl ascultau foarte curios, era prima dată când Iisus vorbea
în public, citind oficial din Sfânta Scriptură. Și mai ales au rămas surprinși când Iisus, comentând, spune așa, aceste cuvinte pe care eu le-am citit acum, astăzi s-au împlinit. El era acela despre care cu 600 de ani și mai bine înainte, în mod profetic, a vorbit Isaia. Duhul Domnului este asupra mea. El era acela. Astăzi s-au împlinit aceste cuvinte ale Scripturii. O omilie excepțional de frumoasă și toți au rămas uimiți, nedumeriți, cum poate să spună el așa ceva? Ce el este Mesia? Era Mesia, numai că ei, v-am explicat în timpul Adventului, aveau alte idei, altfel și îl închipuiau și îl așteptau ei pe Mesia. Ca un Mesia politic, să meargă în Ierusalim, să se instaleze pe tronul regesc, să aibă în jurul lui o armată puternică, să-i alunge pe romani din țară, pentru că Palestina era sub stăpânirea romanilor, și să ridice națiunea evrească deasupra tuturor națiunilor pământului. Asta era concepția lor și o vedem citind Evangheliile prezentă și în mintea și în concepția apostolilor care erau lângă Iisus, la școala lui. Mult a avut Iisus de luptat cu ei, exprimându-mă în felul acesta, ca să-i facă să înțeleagă, vor înțelege mai târziu, că Mesia nu așa trebuie așteptat și închipuit. El a venit și a arătat că este rege, dar într-un mod cu totul diferit de ceea ce gândesc oamenii despre regalitate. Un rege care a îndrăgit umilința, sărăcia, un rege care s-a dăruit pe sine până la jertfa supremă pe cruce, iar cuvintele care au fost puse în batjocură deasupra, Inerei, Iisus Nazarineanul, regele iudeilor, în semn de batjocură au fost puse, și tot în batjocură au pus în loc de coroană regească o coroană de spini și în loc de sceptru o trestie în mână. Dar ele ascundeau acele cuvinte de deasupra crucii, realitatea că El era cu adevărat regele iudeilor și nu numai al iudeilor, ci al întregului pământ. A dovedit că este rege, nu în felul în care dovedesc regii acestui pământ. Nu s-a impus cu puterea armelor sau a pumnului, ci cu forța, cu puterea iubirii sale dusă până la extrem, pe cruce. Și acum când Iisus citește în sinagogă aceste cuvinte, Duhul Domnului este asupra mea, El m-a trimis să aduc săracilor vestea cea bună și așa mai departe. Aceste cuvinte astăzi s-au împlinit. Mă opresc aici cu această comentare a textului sau a omiliei făcută de Iisus în sinagoga din Nazaret. Și trec la omilia ca să înțelegem mai bine, de aceea am pornit de la omilia lui Iisus. Să înțelegem mai bine rostul omiliei după lecturile biblice de la Sfânta Liturghie. Am putea înțelege această omilia preotului predicat de după lecturi ca un fel de frângere a pâinii cuvântului, așa cum după aceea preotul va face mutându-se la masa de jertfă prin mâinile lui Iisus, repetând jertfa calvarului și la un moment dat, înainte de împărtășanie, preotul rupe, frânge ostia ca să arate că Iisus s-a frânt pentru pe sine, pentru noi, s-a dat total pentru noi. Frângerea pâinii. Acum, înainte de frângerea pâinii, are loc frângerea pâinii cuvântului lui Dumnezeu. Aceasta este omilia.
Este un adevărat act liturgic omilia, ci nu doar, să spunem așa, o paranteză între Evanghelie și crez. Să mai spună și preotul ceva acolo, nu, este un act liturgic, sacru, sfânt. De aceea omilia nu poate să facă un credincios, chiar dacă ar fi mai deștept decât preotul, ci mai bine pregătit teologic, a învățat, poate și este teologia laică. Nu poate, dă-te părinte că eu vorbesc mai frumos, mă așez eu aici să vezi ce predică trag eu acum. N-are voie în mod oficial să predice decât acela care are consacrare și este destinat special prin ungere sfântă să facă acest lucru. Episcopul, preotul și diaconul. Ei formează așa numitul cler al bisericii, persoane consacrate, care în momentul consacrării lor, ungerii lor, l-au primit pe Duhul Sfânt. Și cu puterea Duhului Sfânt, așa cum la liturgie eucharistică, prin cuvântul pe care îl rostesc în persoana lui Hristos, pâinea și vinul devin trupul și sângele lui Iisus, cu puterea aceluiași Duh Sfânt, predicatorul, episcopul, preotul sau diaconul frânge pâinea cuvântului ca să o dea, să o împartă oamenilor care îl ascultă, cum ascultați acum dumneavoastră pe mine. Sigur, misiunea predicatorului nu este deloc ușoară. El trebuie, ca să facă o omilie bună, o predică bună, trebuie să asculte el mai întâi glasul lui Dumnezeu, să se lase pătruns de puterea cuvântului lui Dumnezeu, să treacă, altfel spus, cuvântul Domnului prin filiera proprie, ca apoi să-l poată expune cu succes. De fapt, succesul îl dă Dumnezeu. Misiunea preotului, episcopului, diaconului este să predice, dar contează mult cum predică, cum pune sau nu suflet în ceea ce spune, dacă acel cuvânt pe care îl predică a trecut mai întâi prin filiera propriei sale vieți. Are nevoie de Duhul Sfânt și de aceea, vedeți, și când fac catehezele, și obișnuiesc când fac meditații la diferite grupuri, îl chem în ajutor pe Duhul Sfânt, cu lumina și darurile sale, este lucrarea Lui. Noi suntem instrumente în mâna Duhului Sfânt, în mâna Lui Dumnezeu. Și când vă cerem să vă rugați pentru noi, slujitorii altarului, vă cer tocmai acest ajutor, pentru ca Duhul Sfânt să ne lumineze, să ne întărească, să ne copleșească cu darurile sale, ca să fim la înălțimea chemării noastre. Redin la omilie. Papa Francisc, în fiecare zi, în capela de la Sfânta Marta, acolo unde a ales el să stea în modestia lui, celebrează zilnic Sfânta Liturghie, chiar în timp de pandemie, cu puțin, cum am făcut și noi aici în biserică, în timpul pandemiei. Și încă mai durează, numai că acum, slavă ție, Doamne, am ieșit o leacă afară și celebrăm Sfânta Liturghie. Sperăm să treacă și timpul acesta pentru a intra aici, în casa Domnului, în biserică, pentru Sfintele Celebrări. Papa Francisc, în capela de la Sfânta Marta, spuneam că face zilnic, celebrează Sfânta Liturghie și zilnic face o scurtă omilie. Omilie pe seama cuvântului din Scriptură care este citit la fiecare Sfântă Liturghie. Și el este cel care a subliniat cu insistență chiar rolul evanghelizator al omiliei într-un document foarte important pe care l-a
elaborat el, numit Evangelii Gaudium, bucuria Evangheliei, de a vesti cuvântul evanghelic. La numerele 135-159, cei care aveți eventual acest document, îl puteți citi în detaliu. Sfântul Părinte vrea să-i ajute atât pe slujitorii hirotoniți care pregătesc omilia, cât și pe credincioșii cărora li se adresează ei în omilie, să trăiască aceste momente liturgice sau acest moment liturgic al omiliei, drept, citez, o intensă și fericită experiență a Duhului, o confortantă întâlnire cu cuvântul, un izvor constant de reînnoire și de creștere. Papa spune tuturor că într-o omilie tuturor preoților, episcopilor, în primul rând, preoților, diaconilor, cei autorizați să citească oficial Sfânta Evanghelie și să țină omilia, că ar trebui să se pregătească asidu pentru omilie, pentru predică, și să se regăsească în predică, în omilie, cinci lucruri. Mai întâi, să fie un ecou al dialogului dintre Dumnezeu și om. Am vorbit în cateheza trecută ce înseamnă lecturile biblice, acel dialog pe care Dumnezeu, El ne vorbește prin glasul celui care citește, noi ascultăm și apoi dăm răspunsul nostru. Omilia, spune Sfântul Papa, trebuie să aibă acest prim lucru prezent, ecou al dialogului dintre Dumnezeu și popor, actualizat prin prin îndemnuri și prin explicații. Al doilea lucru care trebuie să-l conțină o omilie este forma aceea de conversație dintre o mamă și copil. Cei care mă ascultați mulți, aveți sau multe, aveți această experiență, mamă-copil, conversația care există între mamă și copil, acea apropiere care este uimitoare, sădită de Dumnezeu în ființa omului. Al treilea lucru din omilie, să se vadă căldura iubirii pe care Hristos o insuflă oricărui ucenic prin cuvintele sale. Al patrulea lucru care să fie prezent, spune Papa într-o omilie, este să aibă grijă cel care predică, cel care face omilia, să fie acolo o idee, un sentiment și o imagine prin care întreaga persoană să se simtă, folosesc un cuvânt mai teologic, interpelată, băgată în seamă. Înțeles mai ușor pentru cei care nu înțeleg termenul de interpelat, adică trece prin noi, ne pătrunde. Al cincilea lucru care trebuie să fie prezent într-o omilie, spune Papa, este un limbaj pozitiv, nu negativ. Un limbaj pozitiv care oferă speranță și orientare în viață. Dacă citim Evangheliile, felul în care Iisus a prezentat oamenilor în predicile sale, în cuvântările sale, este dominant acest limbaj pozitiv. Dar a avut și momente în care Iisus a manifestat, s-a arătat mai dur. Știm cum i-a făcut pe farisei și cărturari, morminte spoite, sau cum a procedat El când s-a dus la templu și a văzut acolo atâta dezordine. Prima dată, notează, citim în Evanghelie, Iisus s-a supărat rău de tot, a pus mâna pe bici și a croit în dreapta și în stânga și a răsturnat arabele lor.
Dar, în general, dacă citim Evanghelia, vedem acest limbaj pozitiv al lui Iisus în cuvântările sale. Așa trebuie să fie o omilie. Într-adevăr, pâinea cuvântului devine hrană pentru viață atunci când omilia ne deschide orizontul speranței. Cât trăim, sperăm. Omilia trebuie să deschidă orizontul speranței în viața noastră. Viața noastră este prețioasă pentru Dumnezeu și poate deveni un dar pentru El și cei de lângă noi. Și mai spune Papa la finalul unei omilii, ci pentru că vrea, dă și exemplul celorlalți, să lase ca cuvântul pe care l-a rostit, cuvântul care a fost proclamat mai întâi, să se sedimenteze în noi. Și aici e rolul tăcerii care se cam neglijează sau se face prea scurt. Sigur, ar fi o explicație acum, știu când eram invitat ca să spun câteva cuvinte la Radio Maria sau la Radio Iași, între condițiile care se cereau să nu fac pauză. Și acum se cere lucrul ăsta, dar cei care m-au auzit să le explicați, sau explicăm noi cel puțin, cei care ascultă. Și pauza este un cuvânt încă poate mai puternic uneori decât cuvântul rostit. Și are importanță pauza, mai multe pauze, în cadrul Sfintei Liturghii. Una din ele este acum, după omilie. Lăsăm câteva momente, măcar, și apoi vom continua acasă, în viața noastră particulară, să lăsăm ca acel cuvânt care ne-a fost proclamat și explicat să ne interpeleze, să pătrundă prin ființa noastră și să ne transforme, să ne facă mai buni. Omilia, așadar, ca să încheie acest prim punct, să reținem că este o explicare, un comentariu asupra textelor biblice, cuvântului lui Dumnezeu care a fost citit. Nu o confundăm cu predica, uneori la predică, sunt predicile tematice, ce fac eu acum să se cheamă cateheză, într-un fel, pentru că la cateheză ar trebui să fie prezentă lumea aici, să fie și un dialog după prezentarea temei între cel care face cateheza și cei care ascultă. Dar e vreme de pandemie acum și ne încadrăm în această atmosferă, prezentându-vă aceste subiecte ca tematice. Tema este Sfânta Liturghie, explicarea Sfintei Liturghii, meditarea Sfintei Liturghii, pentru că suntem în anul Sfintei Liturghii. Uneori mai combinăm, știu din practica mea pastorală, omilia cu o predică tematică, mai ales în Advent și în Postul Mare, dar nu prea sau nu este recomandată la Sfânta Liturghie. Se citesc textele cuvântului Dumnezeu și acela trebuie explicat, comentat, pentru ca să pătrundă în sufletele noastre. De găsit alte momente, numai că e mai greu să adun din nou oamenii pentru a face predici tematice. Următorul punct de la cateheza de astăzi este crezul. Am putea spune aici, la crez, că este o modalitate de a-i spune lui Dumnezeu, te iubesc, Doamne, după ce l-am ascultat în cuvântul Bibliei și în comentariul pe care l-a făcut predicatorul. Acum este rândul nostru ca să spunem acestui Dumnezeu care ne-a vorbit, care ne-a interpelat, să-i spunem prin crez
Te iubesc, Doamne, cred în Tine, Tu ești Cel care mi-ai vorbit, care ești mereu prezent în viața mea. Și spunem crezul. Deci așa să ne imaginăm noi crezul, ca o modalitate de a-i spune lui Dumnezeu, Te iubesc, Doamne. Atunci când prin ascultarea cuvântului și omilie întrezărim cât de mult Dumnezeu ne iubește, atunci izvorăște în noi dorința de a-i răspunde, de a-l mărturisi. Asemenea psalmistului care spune așa, psalmul 18, versetul 2, Te iubesc, Doamne, tăria mea. A spune Te iubesc unei persoane înseamnă, pe lângă multe lucruri, ai mărturisi bunătatea ființei sale. A pronunța un mare și un categoric da existenței sale. A prețui acea persoană în demnitatea ei, persoană demnă de încredere, acelea care îi spun Te iubesc. Doar dacă este o declarație similară cu a lui Iuda, sărutul lui trădător, că pot fi și astfel de persoane, dar dacă este sincer acel Te iubesc, înseamnă că recunoaștem bunătatea demnă sau demnitatea persoanei căreia îi adresez acest cuvânt. Este ca și cum am spune așa, da, viața ta este ceva bun și minunat, de aceea îți vreau binele, de aceea mă încred în tine. Așa procedăm noi la crez. A ne mărturisi credința la Sfânta Liturghie este același lucru. Crezul este formula prin care fiecare dintre noi și întreaga biserică spunem propriul nostru da lui Dumnezeu, după ce l-am ascultat vorbindu-ne prin Scripturi și prin glasul predicatorului. Îi mărturisim iubirea prin încrederea pe care îi oferim drept răspuns la iubirea sa milostivă. Și aici putem să ne amintim, ați văzut de atâtea ori icoana cu Iisus îndurător, iar de desubt a fost expusă și la noi în timpul novenei de pregătire la sărbătoarea Divinei Îndurări, prima duminică de după Paște. Și acolo de desubt scrie cuvintele acestea ale Faustinei Kowalska, Iisuse, mă încred în Tine. Asta spunem noi la crez, la Sfânta Liturghie. Faustina înțelegea cine este Iisus, îl adora, aprofunda cuvântul său din Scriptură și de aceea, sincer, din inima ei a spus aceste cuvinte, Iisuse, mă încred în Tine. Așa procedăm noi, după ce l-am ascultat pe Dumnezeu, vorbindu-ne din Scripturi, după ce predicatorul a explicat textele, deci Dumnezeu ne-a vorbit și prin glasul Lui, atunci îmi spune, Doamne, mă încred în Tine, cred în Dumnezeu Tatăl, cred în Dumnezeu Fiul, cred în Dumnezeu Duhul Sfânt. Crezul credinței noastre este trinitar. Sunt mai multe formule de credință. La Sfânta Liturghie noi folosim formula de credință numită Crezul Niceno-Constantinopolitan. Pentru că la aceste două concilii ecumenice din biserică s-a stabilit această formulă care se folosește în Biserica Orientală întotdeauna, chiar și în particular credincioșii tot așa o spun, noi mai avem o altă formulă scurtă, numită Crezul Apostolic. Dar indiferent ce formulă este, mai lungă sau mai scurtă, toate formulele de crez sunt trinitare, adică spun cred în Tatăl, cred în Fiul, cred în Duhul Sfânt, Sfânta Treime. De altfel,
Crezul ne amintește că am fost cu toții scufundați la botez în misterul Trinității. Că așa am fost botezați, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Și botezul l-am primit după ce, mai întâi, noi care am fost botezați de mititei și nu puteam vorbi, prin glasul părinților și nașilor, am făcut profesiunea de credință, în formă interogatorie. Credeți în Dumnezeu? Preotul pune întrebare că sunt mai mulți. Dar răspunsul este la singular, ca și cum ar vorbi copilul, dar nu poate, că e mititel. Credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul? Cred, la singular. Credeți în Iisus Hristos, Fiul, și așa mai departe? Cred. Credeți în Duhul Sfânt? Cred. Vedeți, formula trinitară. Și apoi îl botează pe copil în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Așadar, să rețineți crezul pe care îl spunem la Sfânta Liturghie, ne amintește că noi am fost cu totul cufundați la botez în viața dumnezeiască a Sfintei Treimi. Și atunci am primit credința în dar, având apoi datoria, prin grija părinților și nașilor, dacă își fac datoria, să aibă grijă copilul să crească în această credință, să ajungă să o profeseze el, conștient și voluntar, și să-l călăuzească, sunt sacramentele inițierii creștine, să-l călăuzească pe acest drum al credinței, ca el, copilul, crescând mare, în faptele vieții sale să arate că într-adevăr crede în Tatăl, în Fiul și în Duhul Sfânt, că este cu adevărat copilul lui Dumnezeu. De-aia repetăm la fiecare Sfântă Liturghie crezul, nu așa ca să ne aflăm în treabă. Să ne aducem aminte tocmai de faptul că am fost cufundați, repet, la botez în misterul Trinității, în viața dumnezeiască a Sfintei Treimi și că trebuie să arătăm în viața noastră că trăim acest mister cel mai adânc al credinței. Așa cum Dumnezeu în trei persoane este iubire și ne-a creat după chipul și asemănarea sa, trebuie să fim și noi iubire, ieșind din biserică, de la Sfânta Liturghie, în urma recitării crezului, să arătăm în faptele noastre că suntem iubire, că vrem să trăim iubirea, că vrem să fim cu adevărat copiii lui Dumnezeu, așa cum mărturisim în crez. Vedeți ce importanță are recitarea crezului la Sfânta Liturghie? Și încă ceva de reținut la recitarea crezului. Crezul se recită în picioare, decât cel care e bolnav, stă jos, are scuze. Dar omul sănătos, venind în biserică la Sfânta Liturghie, atunci când este recitat crezul, după ce a stat așezat la predică, și dacă s-a făcut și o scurtă sau mai lunguță pauză, tot așezat, când preotul invită lumea la crez, tot se ridică în picioare. O să vă explic, nu știu dacă mai ajunge timpul acum, dar tot în catechezile acestea am vorbit, dar numai în trecere, semnificația poziției corpului în timpul Sfintei Liturghii. V-am spus, dar foarte pe scurt, necesită explicații mai multe. Ce înseamnă a sta în picioare la Sfânta Liturghie? Ce înseamnă a sta așezat la Sfânta Liturghie? Ce înseamnă a sta în genunchi la Sfânta Liturghie? Aceste trei poziții, mai sunt și altele, cu mâinile deschise, toate au o semnificație extraordinară, pe care aș vrea ca să o înțelegem. Și atunci când venim la Sfânta Liturghie și respectăm aceste norme stabilite de biserică, ne ridicăm în picioare sau stăm în genunchi sau stăm așezați, să înțelegem de ce stăm așa. La crez stăm în picioare. Poziția specifică a celor care cred mai ales în înviere. Învierea are un rol covârșitor în viața noastră creștină. De aceea și sărbătoarea Paștelui este cea mai mare sărbătoare a religiei noastre creștine. Ne amintim, recitând crezul în picioare, că Sfânta Treime ne-a dăruit viața prin învierea lui Iisus din morți
Și această înviere trebuie să ne înalțe, să ne ridice și să stăm cu mândria aceea sfântă de Fii ai lui Dumnezeu în fața celui atotputernic. În timpul recitării crezului mai facem un gest pe care nu-l fac toți și aș vrea să fie făcut, dar simțit și trăit, și anume acea înclinare profundă a trupului când se rostesc cuvintele întrupării. S-a întrupat de la Duhul Sfânt, s-a născut din Fecioara Maria și s-a făcut om. Cuvinte care, recitate în ziua Crăciunului și în ziua Bunei Vestiri, atunci biserica spune să și îngenunchem la aceste cuvinte. Ne putem da seama ușor care e atent sau nu la Sfânta Liturghie, chiar să spunem numai recitând crezul. Dacă nu își pleacă trupul așa, poate mulți nu știu, dar după cateheza aceasta poate învață și știu toți. În timpul crezului să-și plece fiecare trupul, acea înclinare profundă, vedeți, alt gest al poziției trupului. Eu l-am amintit pe cele trei mai importante, în picioare, în genunchi și așezat. Dar sunt și înclinațiile, înclinarea profundă. Atunci când ne arătăm credința în misterul întrupării Fiului lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu care se întrupează, ca să spun așa, la fiecare Sfântă Liturghie, după liturgia Cuvântului, în cadrul liturgiei eucaristice, vine între noi, sub chip de pâine și de vin, dar El este, El se naște din nou, vine în mijlocul nostru și ne cheamă să-L mâncăm. Luați și mâncați, luați și beți. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață veșnică. Ultimul punct, rugăciunea credincioșilor, tot din cadrul liturgiei Cuvântului. Rugăciunea credincioșilor care, vă explic îndată, încheie această primă parte principală a liturgiei, numită liturgia Cuvântului. Rugăciunea credincioșilor, dacă spuneam la crez că este un fel de, ziceam eu acolo, ca să înțelegem, o modalitate de a-i spune lui Dumnezeu, te iubesc, deci îi spunem lui Dumnezeu, te iubesc, la rugăciunea credincioșilor spunem același cuvânt, dar celui de lângă noi, semenilor noștri, vă iubesc, te iubesc pe tine, creștinule sau semen de-al meu. Cuvântul lui Dumnezeu de la Sfânta Liturghie trezește în noi și dorința de a-i încredința în rugăciune necesitățile noastre ale bisericii și ale lumii întregi. Acest moment este un act de încredințare, de încredere în Dumnezeu și un act de iubire creștină față de lumea în care trăim. Toți sunt copiii lui Dumnezeu. Suntem frați unii cu alții, copiii aceluiași Tată Ceresc. De aceea nu avem voie să ne urâm, să ne disprețuim. Chiar între noi, creștinii, catolici, ortodoxi, protestanți și așa mai departe, nu mai spun de alte religii, toți suntem copiii lui Dumnezeu. Să ne facem această viziune și să trăim în ea. Toți suntem copiii lui Dumnezeu. Pe toți trebuie să-i respect ca fiind copiii lui Dumnezeu. Pentru toți trebuie să mă rog. Asta e rugăciunea credincioșilor. De aceea se mai cheamă și universală, rugăciunea universală, ca și rugăciunea credincioșilor, a celor care cred în Dumnezeu și care înalță ruga lor spre ceruri, cuprinzându-i pe toți. Rugăciunea credincioșilor sau rugăciunea universală? Înțelegeți acum de ce se numește așa? Nu pentru că mulți înțeleg greșit, rugăciunea credincioșilor n-are voie să o spună preotul, n-are voie să o spună diaconul, credincioși, dar ce preotul nu-i credincios? Diaconul nu-i credincios? Poate fi necredincios, ferească Dumnezeu.
cum a fost Iuda, care l-a trădat pe Iisus. De aceea rugați-vă pentru noi ca să fim credincioși și la înălțimea chemării noastre. Dar se spune rugăciunea credincioșilor și universală din motivele pe care vi le-am explicat. Deci o poate recita, mai ales când n-are cine, vă spuneam, trebuie să fie și o dicție bună cel care face rugăciunea sau cântă. Și dacă n-are cine, să spunem odată, preotul celebrează și are în biserică numai persoane în vârstă sau bolnavi, vai de capul lor, care mai de care, cine să facă, atunci nu mai face rugăciunea credincioșilor? Nu de aceea de se cheamă rugăciunea credincioșilor, că ar trebui să o facă obligatoriu credincioși. O pot face și ei. De aceea vedeți la liturghie, unul, doi sau cu solemnitate, stau la rând și poate chiar în diferite limbi, cum facem la cacica. Tocmai pentru a arăta universalitatea, rugăciunea universală, rugăciunea credincioșilor. Și aceasta are câteva elemente componente. Cum începe? Mai întâi invitația pe care o face preotul. Deci asta face introducerea aceea, invitația preotului de a lărgi rugăciunea noastră la nevoile lumii întregi și de a o îndrepta către Dumnezeu. Și această introducere are legătură cu timpul liturgic sau cu evenimentul care se celebrează, dacă e la morți, are un înțeles specific pentru liturghia îndreptată pentru special, pentru cei răposați, pentru toți. Și poate mai ales când se cere pentru un răposat sau altul, poate fi pomenit și el, dar nu numai el. Pentru toți, că e rugăciune universală, pentru toți răposații. Deci introducerea o face preotul, urmează cel care enunță intențiile, 3, 4, 5, 7, 9, câte sunt ele. Poporul răspunde, te rugăm, ascultă-ne. Vedeți dialogul între cel care enunță și poporul care ascultă și își dă sentimentul. Și spune, Doamne, ascultă intenția aceasta pe care ai enunțat-o cel care este în față acum. Te rugăm, ascultă-ne. Sau poate fi o altă invocație pe care o spune preotul în cadrul introducerii și credincioșii o repetă. Rugăciunea aceasta trebuie să fie universală, adică să aibă, sunt niște criterii, să aibă în vedere biserica întreagă, pe Sfântul Părinte Papa, episcop, preoți și întreg poporul lui Dumnezeu. Și diferite intenții ale credincioșilor pot fi enunțate, dar să aibă acest caracter de universal. Că nu-i rugăciunea particulară a preotului sau numai unea care a cerut, cum spuneam noi în limbaj, a plătit Sfânta Liturghie să roage numai pentru mine. Nu. Sfânta Liturghie este universală. Pentru toți s-a jertfit Hristos. Nu numai pentru unul anume. Eu am mai atras atenție odată, știu când la rozariu, asta spun în paranteză, se făcea rozariul, și în unele părți este obiceiul să spune, o, Iisuse al meu, o parte vă aduceți aminte și poate chiar spuneți mai departe. Și eu, de mai multe ori am intervenit, dar cine m-a tău? Nu-i și al meu? O, Iisuse al meu. Spune, o, Iisuse al nostru, că Iisuse al nostru pentru toți și-a dat viață. Când spui în particular, în fața Sfântului Sacrament, poți spune, deși și atunci ar trebui să spui, o, Iisuse al nostru, care ți-a dat viață pentru noi, da? Făcând în particular, îi putea spune, o, Iisuse al meu, ce multe iubesc, țin la tine și așa mai departe și ne închinăm Lui. Dar când spunem o rugăciune publică, să nu uităm că facem parte ca o rotiță dintr-un angrenaj și trebuie să dăm această nuanță de universal. De aceea spunem, o, Iisus, iartă-ne, păcădezi mai departe, să spune la plural. De niciodată n-am înțeles pentru cei care mai spun încă o, Iisuse al meu, o, Iisuse al nostru, sau simplu, o, Iisuse, iartă-ne păcatele, la plural să spun celelalte. La fel, Tatăl nostru, să vă explic, nu spun Tatăl meu care este în cer. Iisus când ne-a învățat să spunem Tatăl nostru, spune Tatăl nostru, al tuturor, că e al nostru, al tuturor.
Deci urmează invocațiile, răspunsul poporului, te rugăm, ascultă-ne, și preotul încheie, după enunțarea tuturor intențiilor și răspunsul poporului, preotul încheie cu încă o rugăciune care conclude ceea ce s-a cerut în acele intenții la Sfânta Liturghie. Și rugăciunea aceasta finală de la încheierea liturgiei cuvântului se adresează din nou Tatălui, prin Hristos, Domnul nostru. Toate rugăciunile noastre se fac prin Hristos, Domnul nostru, sau formula lungă, prin Domnul nostru Iisus Hristos, care împreună cu tine, Tată, viețuiești și domnești în unire cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Și poporul răspunde, amin. La rugăciunea aceasta, încheierea liturgiei cuvântului, este formula scurtă, ca la toate rugăciunile noastre, mai la toate, prin Hristos, Domnul nostru, și poporul răspunde, amin. Și cu aceasta suntem pregătiți să intrăm în partea a doua principală a liturgiei, numită liturgia eucaristică, și atunci tot se mută preotul și concelebranții la masa de jertfă. Și vom vedea ce mare importanță are și ce minunăție este Sfânta Liturghie. Nu degeaba am ales acest subiect pentru anul liturgic, Sfânta Liturghie, pentru că ea este, de aici am pornit prima cateheză, inima vie a bisericii noastre. Cu cât vom înțelege mai bine Sfânta Liturghie și o vom trăi mai intens, cu atât vom culege roade mai bogate și viața noastră va avea un sens. De aceea vom chema, îl vom invoca pe Duhul Sfânt cu lumina și darurile sale de fiecare dată ca să ne ajute să înțelegem și să trăim Sfânta Liturghie. Vă mulțumesc pentru participare, acum vă dau binecuvântarea finală și cu ea ne continuăm viața fiecare acolo unde este, în familie, în societate, în comunitate, fiecare unde îl cheamă Dumnezeu, dar în lumina celor pe care El ni le-a predat acum prin glasul meu, pentru a trăi cu adevărat și intens viața noastră de creștini în lume. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Să fie numele Domnului binecuvântat. De acum și până în veac. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Cateheza s-a încheiat, mergeți și trăiți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Casă-n casă, Hristos a înviat.
sau.